bucur că sunt din nou cu dumneavoastră pe calea undelor. Am privilegiu să împărtășesc în această seară cu dumneavoastră un subiect de capăt și spadă. Afară sunt câinii. Expresia n-ar trebui să surprindă pe nimeni. Este o declarație care o găsim sau pe pagina Scripturii în Cartea Apocalipsei, capitolul 22, în, principiu ultimul capitol al Scripturii. Și bineînțeles că înainte de a trece direct la subiect, pentru că am pregătit destul de mult material, aș vrea să introduc textul cheie, care se găsește în Matei capitolul 15 versetul 13 drept răspuns el a zis, adică Iisus orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls din rădăcină Matei 15 cu 13 Prietenii asta mă duce cu gândul la faptul că indiferent uh, de când, cine și unde seamănă neghina, aceasta în cele din urmă va fi smulsă din rădăcină și aruncată în foc, așa a spus Mântuitorul știu că ne bucurăm de fiecare dată când ni se reamintește că Dumnezeu nostru este plin de iubire și de aceea avem curajul de a-L numi nostru. Știu de asemenea că au existat mai în toate timpurile extreme de interpretare cu privire la caracterul infinit plin de bunătate al Tatălui Ceresc. De obicei, o extremă conduce la altă extremă. În evul întunecat sau evul mediu, spre exemplu, Biserica Romei, papală, a folosit frica Frica a fost folosită exact ca și în timpurile noastre, ca în manipularea generală a ultimilor doi ani. Biserica, ca să înspăimânte populația, oamenii care de obicei nu aveau acces la scriptură, atenție, ca să verifice, evident, pretențiile celor în poziție de autoritate, au pedalat pe ideea unui Dumnezeu tiran care pândește la ușe ca să ne pedepsească cu pasiune la cea mai mică abatere de la voința sa. Gata, l-am prins, iau bâta și dau un cap. Aceasta este percepția multor oameni cu privire la Dumnezeu. Lumea, în final, terorizată de aceste iluzii, a acceptat doctrina suferinței și a durerii provocate, cum ar fi bătaia cu biciu, flagelarea, răni provocate pentru sângerare, uh, dormitul pe ciment, nu? urcatul scărilor în genunchi, pupatul statuilor, tablourilor reprezentative și cât ori mai fi, toate acestea având ca scop calmarea unui Dumnezeu tiran care este departe de a fi iubire. Am uh, locuit în Canada vreo 5-6 ani de zile și mi-aduc aminte că am avut un prieten care m-a invitat la un uh, un, un templu hindu în care Dumnealor, ca entitate, ca organizație religioasă, și-au permis comunitatea respectivă de Punjabi, mă rog, nu știu ce clasă de oameni erau pentru că și ei sunt împărțiți pe castă și așa mai departe, și au permis ca și cult să cumpere vreo 21 de dumnezeiași sau de statui. Și bineînțeles că surpriza mi-a fost mare când am văzut ritualul pe lângă muzica grotească de film de groază care o aveau în templu. Era un șir de oameni care stăteau la rând cu o farfurie de mâncare ca să ofere acelor statui, acelor zeități. Bine înțeles că ce am observat că din 21, 22 de, 22 de statui sau cât erau acolo, în mai rețin, 2-3 la sfârșit nu primeau mâncare și l-am întrebat pe prietenul meu, Șarma. Așa se cheamă, băi, Șarma, de ce ăștia nu primesc mâncare? Statuietele astea micuțe, ăștia de lângă, ăștia nu primesc mâncare. La care răspunsul a fost absolut uimitor. A zice, băi, Liviu, ăștia sunt Dumnezei buni, ăștia nu ne fac rău. Noi hrănim numai pe Dumnezei răi ca să ne lase în pace, să nu cumva să se enerveze. Observați, în păgânism există religia base pe frică. Se pare că în sistemul evului mediu, frica a fost împrumutată sau practic a fost la ea acasă ca un sistem de control al minții cetățeanului pe de o parte și de pe de alta fiind invadată societatea cu decrete de exterminare, de capitare, artere pe rug a tuturor celor care își permiteau riscul și luxul evident de a avea o Biblie în culise și de a o citi o fără consimțământul preotului. Decretele sunt opuzderie de leve, le pot împărtăși oricine dorește o documentație serioasă pe tema asta. Veți vedea că într-adevăr biserica nu numai că a persecutat individul și l-a forțat la anar analfabetism, la incultură, la un comportament uh, animalic, la o sărăcie lucie, dar Biserica Evului Mediu a forțat pe de cealaltă parte eliminarea Scripturii, singura valoare de care creștinul se putea uh, agăța pentru a avea un compas, pentru a avea o busolă care să-i pe nordul în mod corespunzător. Această imagine falsă creată de Biserica Evului Mediu, Evul Întunecat, uh, despre Dumnezeu, am împins -o, societatea sătulă. Am împins-o, pur și simplu. Nu mai vreau să aud de religie. La. Uh, uh o refuzare, la o respingere a unui astfel de Dumnezeu rău. Sătulă de teroare a unui astfel de Dumnezeu tiran care, mă rog, pedepsește pe om de fiecare dată când comite o greșeală, societatea a produs un shift, o schimbare către renașcentism. Poate că toți ați auzit de treaba asta. O formă de emancipare a societatei și, final, finalmente, repudierea unui astfel de Dumnezeu prezentat pe Biserica medievală, care era a de binevoitoare uh, în a salva omenirea încât era înconjurată de ziduri înalte pe care nu le putea penetra nimeni. Ascultătorul neavizat trebuie să știe că acea ghilotină folosită de către călăii Romei pentru decapitarea ereticilor funcționa la capacitate, decapitând mai târziu, în timpul Revoluției Franceze, preoți care au promovat această imagine. Grotească cu privire la creatorul lumii. Deci, în timpul ateismului francez, decapitarea s-a făcut de către foști membri ai Bisericii Catolice convertiți la ateism sau membrii ai Bisericii Romei care au dezertat de biserică, au divorțat, divorțat, de această falsă închipuire a unui Dumnezeu tiran și sătui de o astfel de persecuție, au îmbrățișat libertatea fără frontiere și fără limite morale. Aceasta a produs o mișcare de emancipare în numele ateismului, în numele renașentismului, lasă mai multa să, 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 se comporte liber, mai multa din tine și din mine. Nu? noi numim aceasta firea pământească, să se bucure de viață și de libertate fără frontiere. Spuneam, libertate morală fără frontiere. Sigur că pornite la o astfel de noțiune, prieteni, efectiv grotească, zic eu, că noi oamenii suntem mai buni și mai umani decât Dumnezeu, nu? Că practic religia cam asta ne-a învățat, Dumnezeul pe care îl promovăm. Justifică, zic eu, astfel de atitudine ușor alunecarea spre ateism, creerea acestui neomarxism de care nu mai scăpăm, care deși este împăiat cu promisiuni false și libertăți imaginare, pe care niciodată marxismul nu le va oferi mie și ție, avea să păcălească lumea bună de atunci și lumea bună și de astăzi. Sigur că mai târziu liberalismul și religia fără frontiere au creat uh, uh, noțiunea că Dumnezeu nu pedepsește. O altă extremă, la fel de periculoasă ca și cea pe care îl descria pe Dumnezeu ca fiind un monstru supranatural care se desfătează în chinuirea subiecților săi. Acum mișcarea de emancipare religioasă, liberalismul în biserică, aducea pe tavă un Dumnezeu care nu făcea nici bine și nici rău. Noțiunea de Dumnezeu nu pedepsește este un curent care circulă în lumea interconfesională, creștină și care este pe cât de superficială, pe atât de periculoasă. De ce, prieteni? Pentru că în mod foarte muzical și elegant, această teorie că Dumnezeu nu pedepsește deposedează pe creator Sfântulul Universului, Tatăl nostru, nu-mi ceresc, îl deposedează de autoritatea sa de judecător și împărat, fără tron, fără lege, un fel de singuratic, fără scop și direcție. Aceasta este imaginea uh, unui Dumnezeu la fel de fals ca și cea din Evul Mediu, care împinge societatea în cealaltă extremă. Dumnezeu nu pedepsește, este o filozofie nouă, eliberatoare, promovată atât de către creștinii de tradiție, cum spuneam, cât și de către creștinii uh, protestanți și chiar neoprotestanți. Discipulii acestei idei promovează mesajul într-o formă de pioșenie agresivă, în care zâmbetul se poate transforma într-un mărâit la cea mai mică luare de poziție sau la cea mai uh, 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 nesemnificativă atitudine de dezaprobare față de o astfel de uh, idee. Am întâlnit oameni, prieteni, dacă vreți, care numele îndreptățirii prin credință, sper că vă este cunoscut termenul și sunt acasă cu dumneavoastră, spre exemplu, am întâlnit oameni care în numele îndreptățirii prin credință erau gata să mă bată. Nu pentru că aș fi fost nepoliticos în conversație sau nu aș fi împărtășit neapărat gândurile frumoase ale acestui mesaj sau noțiuni care se intitulează îndreptățirea prin credință, ci erau gata să mă bată doar pentru simplu fapt că aveam depus niște întrebări clarificatoare. Și atunci am început să mă întreb, mă, mesajul iubirii lui Dumnezeu uh, nu a fost transformat sau n-a transformat caracterele acestor oameni? Vorbesc despre dreptățirea prin credință, vorbesc despre dragoste, dar când te uiți la ei, uh, sunt niște torenți care fierb, gata să explodeze la cea mai mică deviere a voinței lor. Dacă bunătatea evlavia, stăpânirea de sine și toate celelalte virtuți care izvoresc din Dumnezeu, să zicem tot harul, cât de mare este el, nu a reușit să producă prieten o transformare necesară pentru a califica un om în slujba lui Hristos, este foarte dezamăgitor. Dacă aceast, aceste atribute ale dragostei dumnezeiești nu transformă caracterul meu și al tău, atunci mesajul transmis nu va face altceva din mine și din tine sau din toți acești pretinși ucenici ai propovăduirii nepihănirii, nimic altceva decât ipocriți care... Sunt mai periculoși decât bețivul de pe stradă. De ce? Știți, am întâlnit oameni care mi-au confesat ideea că ei știu că băutura în general este, nu este bună. Dar mi-au spus, băi, știu că nu e bine să bei, dar n-am putere să mă las mă. Același argument l-am primit de la cei care fumează. Sunt oameni robiți de un anumit viciu și care doresc eliberarea, dar nu au putere. Aceștia deși văd mizei a viciului în care trăiesc, doresc o îndreptare a vieții lor, pentru că realizează că suferința este rezultatul alegerilor lor greșite, au nevoie de un Dumnezeu care nu lipsește niciodată nevoi, așa cum spunea Isaia. Și tot aceștia recunoșteau valabilitatea adevărului. Dice, bă, eu nu trăiesc adevărul, dar biserica asta e. Adevărul e la ăia care au considerație față de răbdarea sfinților, poruncile Dumnezeu, credință în Hristos și așa mai departe. Deși oamenii nu trăiau după un anumit standard pretins de creștini, ei recunoșteau în conștiința lor că aceasta este biserica sau acesta este adevărul. Eu nu sunt credincios, spunea un dintre ei, dar adevărul e ăsta. Recunosc asta. Ei nu aruncau cu noroi în adevăr, în biserică, în creștinism, pentru că știau că nu au apă să spele mâinile după aceea. Nu, este imposibil să arunci cu noroi în cineva și să ai mâinile curate. Când iau noroi și arunc în tine, evident că și mâinile mele vor fi murdare, corect? Dar vreau să zic că recunoaștem în principiu că deși noi nu suntem buni și nu trăim în de acord cu înălțimea statutului frumos al perfecțiunii și de săvârșirii Domnului Hristos, avem calitatea să recunoaștem, da, eu nu sunt sau nu trăiesc la nivelul așteptărilor prezentate de cuvânt, dar totuși sunt în stare să recunosc că acesta este standardul, acesta este nivelul la care prin Harul Lui Dumnezeu va trebui să fiu adus prin lucrarea minunată a Duhului Sfânt și a Harului Ceresc, a Harului Dumnezeiesc. Pentru astfel de oameni există mai multă speranță pentru bețivi, pentru fumător și alții și alții, decât pentru cei care atacă virulent pe Dumnezeu prin subtilități de genul a legea pe care a dat-o Dumnezeu este rea, Uh, nu, pe dacă legea este rea, creatorul la fel este rău, nu? Dumnezeu nu pedepsește. A, ah, înseamnă că dacă Dumnezeu nu pedepsește, nu are nici tron și nu va exista nicio judecată. Observa subtilitățile. Și toate acestea ne pot duce la multe alte filozofii de genul, de, de, de natură similară. Aceia care, după ce au cunoscut, spune o pană inspirată, adevărul. Aceia care după ce au cunoscut adevărul s-au încumetat să bea din apele amare ale fanatismului, aproape că au pierdut mântuirea priete. Deci acei care au cunoscut adevărul nu? și au băut din apa dulce a adevărului și s-au încumetat după aceea să bea din apele amare ale fanatismului și apostaziei, aproape că au pierdut mântuirea. Nu mai e nimic care să impresioneze. De fapt, tot ce e mai rău pe pământul acesta este produs de oameni care și-au pierdut experiența lor spirituală și care, dacă vreți, s-au depărtat de sursa puterii dumnezeiești. Germania, spre exemplu, țara tiparului, nu țara Bibliei, țara lui Luther, ajungea, nu peste multă vreme, să devină un cosor, nu o seceră în mâna Vaticanului pentru exterminarea evreilor, romilor, slavicilor și tuturor celor care le stăteau împotriva. Ieri ne-am ajuns în secolul XXI și ne făfâim ambițiile, mândria și tupeul obraznic împotriva oricărei forme de evlavie și de cercetare de sine. Să mergem la cuvânt pentru a dovedi declarația care poate că este destul de cauterică. Citim Roman, capitolul 1, care este o excelentă descriere a realității societății de astăzi, sigur că prezentată de Apostolul Pavel după înțelepciunea Înțelepciunea e bine cunoscută, în care el ne spune: Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care în, nădușe sufocă adevărul în nelegiuirea lor. După toate aceste declarații, este necesar, prieteni, să ne oprim și să traducem câțiva termeni ca să, uh, cât se poate de modern, zic eu, uh, în expresii moderne, pentru ca să fie acasă, pentru generația mai tânără. Deci mânia lui Dumnezeu, spunea versetul, se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăduce sau, dacă vreți, sufocă asfixiază adevărul în nelegiuirea lor. Reacția la situația de față este mânia lui Dumnezeu. Dacă se poate observa aici principiul, Dumnezeu iubește pe păcătos, dar urăște păcatul. Mânia lui Dumnezeu izbucnește împotriva oricărei necinstiri. Dacă vreți, necinstire înseamnă lipsă de respect față de Dumnezeu, lipsă de creator. Oamenii când uh, ajung pe puntea uh, aceasta a prăpăstiei păcatului, în primul rând îi pierd temerea de Dumnezeu, și apoi pierd și rușinea de oamenii Deci dau păcatul pe față, nu le mai nu se mai ascunde el Mânia lui Dumnezeu este împotriva oricărei nelegiuiri uh, uh, a oamenilor Prima dată vine neginstirea, lipsa de respect față de Dumnezeu, lipsa de teamă de Dumnezeu După care vine nelegiuirea, păcatul, tot împotriva lui Dumnezeu Mânia lui Dumnezeu este împotriva oamenilor care sufocă sau înădușe sau asfixiază adevărul în elegirea lor. Deci, analizând textul de la cauză la efect, observăm din nou și din nou aceeași reacție în lanț. Lipsa de respect față de Dumnezeu sau necinstirea nu, lui Dumnezeu este o fraudă, o fraudă de proporții, prieteni, în care omul nu cinstește pe Dumnezeu pentru că se consideră egalul lui Dumnezeu. De ce să-l cinstezi pe Dumnezeu dacă el este egalul meu? În consecință, omul produce nelegiuiri, adică îndrăznește să sfideze autoritatea legii lui Dumnezeu, care este foarte specifică. Spre exemplu, nu ne este permis să furăm nici din magazin, nici de la vecinul. Nu? De tot ceea lui. Acum mai mergem puțin mai departe ca să spiritualizăm porunca, să nu deposedăm, nu? Să nu deposedăm pe nimeni de reputație, nu? Aproapele nostru are un nume bun și noi, prin bârfă, putem să îi furăm sau să-l deposedăm de reputație, nume bun și așa mai departe. Acestea sunt exemple simple de a respecta principiul iubirii. Exprimat în mai toate poruncile legii lui Dumnezeu. Dar, din nefericire, nelegiuirea înseamnă călcarea uh, legii cu premeditare, cu mândrie, așa cum a făcut-o, de fapt, prieteni Core, Datan și Abiran. Această nelegiuire duce mai departe la finalul scenei să la un deznodământ iminent, și anume intenția omenirii de a sufoca. Asfixia înăduși neutraliza adevărul care este. Hristos. Deci în principiu ce vrea lumea astăzi? Vrea crucificarea din nou și din nou celui care întotdeauna de la naștere până la moarte s-a identificat cu adevărul. Ei vor moartea lui Hristos în prezența urmașilor săi pe pământ, ei vor din nou crucificarea Domnului Hristos în prezența urmașilor săi, ei vor exterminarea uh, uh, creștinilor de pe planeta pământ care sunt sinceri uh, urmași uh, dedicați oameni sau ucenici ai Domnului Hristos. Marele advisor sau marele duhovnic al lui Klaus Schwab din Forul Economic i-a mai dedicat ceva până cap în septembrie 15-2022 și iată ce ne spunea el sărac în capete luminate ale elitei din mai toată lumea, a ajuns să dezvolte un fel de tehnologie gen arca lui Noe, despre care ei cred că îi va salva de un eveniment foarte apropiat de extinția globală. Și mai spune domnul Harari că cei care se pretind că au responsabilitatea de a avea grijă de planetă, plănuiesc cum să scape de această Catastrofă globală. Există scuze pentru cea, ceva ceea ce fac oamenii astăzi? Spuneți-mi dumneavoastră. Există sau se poate accepta un răspuns de gen n-am știut? Sau tot ce face elita mondială împotriva lui Dumnezeu cu premeditare se poate justifica? Cine poate răspunde cel mai bine la această întrebare, prietene? Scriptura. Evidențe au fost oferite, nu oamenilor? Deci oamenii nu se pot dezvinovăți. Dumnezeu a lăsat la dispoziție tot ce e necesar pentru ca oamenii să-L cunoască, să respecte și să-I se aducă închinare. Dar hai să mergem la cuvânt pentru a confirma, pentru a susține și întări declarațiile făcute anterior. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, Dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, observați evidențele, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit, ci s-au de dat la gânduri de șarte, ca reptilianul acesta Iusuf Harari, care se gândește că ei au deja în mână destinul veșnic al propriilor vieți și au creat o, artă, o arcă a lui Noe de gen tehnologic, nu? Uh, au, au gânduri, astea sunt gânduri de șarte, gânduri imaginare, gânduri care la momentul respectiv nu vor funcționa și de aceea inima lor se va prăbuși de groază și de teamă. Inima lor fără pricepere, după ce au dat naștere la gânduri de șarte, spune Pavel, s-a întunecat. Eu nu cred că este o stare mai tristă pe care un om poate să o trăiască decât aceea de a avea o inimă întunecată. S-au fălit după aceea că sunt înțelepți, că asta face Iusuf Harari, nu? S-au fălit că sunt înțelepți, spune Scriptura, și au nebunit. Știți, când omul nu este în comuniune cu Dumnezeu, inima se întunecă. Mintea este în obscuritate și în întuneric omul se fălește, adică se mândrește, cere recunoașterea geniului său uman până când omul ajunge să-și piardă mințile. Repet, ce spunea Harari în sprijinul textului biblic, care este cea mai mare evidență ca să ne dăm seama că inima lui. I s-a întunecat. Deci, în citesc: Capete luminate ale elitei din mai toată lumea au ajuns să dezvolte un fel de tehnologie genarca lui Noe, despre care ei cred că îi va salva de un eveniment foarte apropiat de extin extinție globală. Se referă la specia umană, că ei cred că sunt transhumans. Și mai spune domnul Carari că cei care se pretind că au responsabilitatea de a avea grijă de planetă, plănuiesc cum să scape de această catastrofă globală. Încă o dată repet, această reptilă se declară a fi femeie. Într-unul din videoclipurile pe care le are pe internet, spunea eu, el, nenea spunea eu și soțul meu: Ne-am luat recent un apartament la Tel Aviv și așa mai departe, deci el este unia. Observați cum se leagă lucrurile. Prieteni, un astfel de stil de viață va produce generația de zombi din punct de vedere spiritual. Mă veți întreba, domnule, cum să produc societatea o generație zombie, că zombie nu există. Eu am spus zombie din punct de vedere spiritual, adică morții să învie, să umble morți pe stradă. Vreau să vă invit să citim din cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 1, o declarație, a doua parte a versetului, în care Domnul Hristos transmite un mesaj unor oameni din timpul respectiv, din timpul bisericii Sardes. Știu faptele tale și zice Domnul Hristos, îți merge numele că trăiești, dar în realitate ești mort. Cum adică? Zombi spiritual. Mergi pe stradă, crezi că ești plin de viață creștină și omul poate să fie mort. Eu, Liviu Tudoroi, merg pe stradă și am impresia că sunt viu și am o relație cu Dumnezeu, când de fapt sunt uh, un om din punct de vedere spiritual mort sunt deconectat de sursa vieții, dar trăiesc trăiesc prin har și cred că o duc bine asta înseamnă să ai de a face cu o generație de zombi cum putem defini această înnebunire această idee care mi se pare paradoxală tocmai în timp ce mă fălesc cu înțelepciunea ca și Nebucadnețar pe coama zidului sau coama orașului Babilon, oare nu este acesta Babilonul care l-am construit cu puterea slavei mele, omenirea care transcede umanul, să ajungă să-și piardă mintea. E tocmai pe invers. Așteptările lor sunt să exceleze, să eleveze, să tranșeadă într-o altă sferă mult mai superioară și când de fapt surpriza surprizelor va fi când ei vor aluneca în groapa întunecată a nebuniei umane. Cum este posibil? Haideți să vedem câteva declarații. În primul rând, aș dori să definim nebunia lumii care se fălește cu înțelepciunea ei. Uh, uh, J.K. Uh, uh, Chesterton, în uh, Kingston, London, în uh, Anglia, uh, a fost un filozof uh, care a spus mai de toate, creștin, avea orientare creștină omul. Noi care suntem creștini și nu am cunoscut niciodată rațiunea filozofiei creștine, care purcede în mod inerent din acest mister, adică creștinismul, învățătura Domnului Hristos, a, nu am fost conștienți de valoarea ei până când scriitorii anticreștini Ni le-au evidențiat. Deci a trebuit să vină o persecuție, a trebuit să vină cineva care să conteste valoarea creștinismului, ca să ne trezim din somn și să ne întrebăm, băi, noi putem să explicăm de ce suntem creștini. Dânsul continuă și spune, Marele marș pentru distrugerea minții umane, nu -mi zic eu, va continua. Totul va fi renegat, adică tot ce e real. Totul va deveni un crez, o dogmă. Este o poziție rezonabilă să negați pietrele de pe stradă Țifel se va spune treaba asta Se vor aprinde dispute înflăcărate pentru a mărturisi că doi și cu doi fac patru Adică trebuie să demonstrezi, trebuie să te lupți ca să demonstrezi că acest fapt este o realitate Se vor trage săbile din teacă pentru a demonstra că vara frunzele sunt verzi Ceea ce este practic un simplu cam în sens Vom rămâne singuri, spunea el în această luptă, ca să apărăm nu numai virtuțile umane incredibile, nu? Harul lui Dumnezeu, dar și serenitatea minții ființe umane, simțim că ne bunim, dar și ceva mai incredibil, acest imens univers imposibil care ne privește uh, în drept, uh, care ne privește drept în față ca o dovadă a creațiunii și a creatorului care a investit în noi, spun eu. Deci te uiți la univers, te privește universul în față, îți dă un telefon și spune hello, acest univers pe care tu l admiri și care îți zâmbește, te privește drept în ochi, este opera unui Dumnezeu pe care tu și eu l-am părăsit. Autorul acestei declarații, Chester Torn, în Kingston, London, anticipă un scenariu la care fiecare persoană din lume va participa. La a demonstra un scenariu în care noi toți suntem invitați să demonstrăm că realitatea există și că nu poate fi redefinită. Adică, dacă ploaia vine de sus în jos, prieteni, va veni o zi și a și venit această zi când oameni ca Trudeau ăla din Canada, să spune că sunteți nebun cu certificat în regulă. Ploaia vine de jos în sus. Deci dacă până acum ai cunoscut că, sau ai acceptat ca o realitate de necontestat că plouă de sus în jos, vine unul ca Trudeau și spune, nu mă, plouă de jos în sus. Acum este doar la stadiul, dacă nu crezi că există schimbări climatice, spunea el, trebuie să fii dus la psihiatru și uh, internale nebuni ca periculos pentru societate. Au investit în cele mai sofisticate manevre de destabilizare, dezinformare, demolare și distrugerea societății, prieteni. Foarte articulați acești indivizi, chivernisiți, um, corup tot ce pot corupe cu banii. Elimină ce nu se poate corupe, distrug ce le stă în cale, în timp ce visează la arca uh, lui Noe de gen, mă rog, tehnologic, ca să salveze pielea. Ce spunea Trudeau, ca să fiu mai acasă? Citez. Oamenii de rând urăsc politicienii pentru că sunt bolnavi la cap, pentru că suferă de anxietate climatică, care se pare că face pe oameni iraționali. Vă dați seama ce tupeu Acum, globalismul schimbă foaia. Nu mai e nevoie să faci discriminări rasiale. Este interzis pentru că oamenii sunt egali în fața legii și în fața lui Dumnezeu și sus, sus, subscriu la aceasta. Acum, globalismul, care a susținut ideea raselor, Cândva, acum vine și întoarce foaia și prezintă o nouă filozofie, o nouă prăjitură pe masa noii generații. Diferențele în societate de acum înainte nu se mai face pe criteriul rasei, ci pe criterii intelectuale. Vedeți dumneavoastră, diferența în societate se face între iluminații acestei lumi globaliști care știu totul și prostimea, eu, noi, toți la grămadă. Eu știu, spun ei, tu nu știi, eu înțeleg, tu nu înțelegi. Asta este diferența între noi și voi. De aceea noi stăm departe de voile proșii care sunteți majoritate în, în lumea aceasta. Domnule Trudu, am o întrebare. Dacă suntem bolnavi la cap, atunci de ce ne cereți votul, domnule? Sigur, întreb retoric. Adică manipulați societatea bolnavă la cap ca să vă voteze, ca apoi să le râdeți în față, nu? Dacă dumneavoastră sunteți produsul unei societăți bolnave, care este bolnavă mental, înseamnă că nu sunteți departe de eticheta pusă chiar de dumneavoastră nouă, nu e așa? Să ne întorcem totuși la cuvânt, care ne vorbește despre schimbările care uh, le vor face acești iluminați ai lumii. Pavel spune, au schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin, nu spunea Pavel. Acesta se numește idolatrie, prieteni. Și idolatria conduce la imoralitate. Imoralitatea va conduce la practici de gen Sodoma și Gomora. De aceea veți vedea în continuare că religiile care promovează o formă de închinare idolatră au foarte mult în comun cu practicile sodomitice. Și voi demonstra aceasta. Spune uh, apostolul, din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unei patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii sau și-au aprins între ei poftelor, unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Astăzi, în lumea medicală, se spune așa pe sutejdea că răsplata pentru astfel de combinații nu este altceva decât sida. Nu? Majoritatea celor care practică o astfel de cum un viciu sau alt, astfel de comportare produce efectul inevitabil uh, în ei înșiși, așa cum spune Pavel, o boală care în cele din urmă îi va duce la moarte. Putem să recunoaștem era în care trăim și pun o întrebare, acest text care este de 2000 de ani și a pierdut relevanța, ce spuneți dumneavoastră, dragi creștini? Eu cred că din potrivă niciodată n-a fost scriptura mai actuală decât în zilele noastre. Toate mișcările globalismului uh, au ca substanță sodomizarea lumii și distrugerea moralității biblice. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților brestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Deci, întotdeauna există o cauză și un efect. Din cauza că n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu un cunoștința lor, efectul este sodomizarea lumii. Dacă ne ducem puțin mai departe, înapoi la textul, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Ce înseamnă? Cum am putea traduce din pricina? Păi din pricina înseamnă motivați. Din cauza unei astfel de uh, situații, cauza, producem efectul următor. Astfel, spune Pavel, au fost plini de orice fel de nelegiuire, de sfrânare, curvie, de viclenie, de lăcomie, răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescăcitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrede de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Deci, iată, prieteni, Mișcările de gen Sodoma și Gomora sunt promovate la modă pe TikTok și așa mai departe ca un test al nivelului tău academic. Ești lăudat, ești bun, ești la modă dacă fac ce zic ăștia. Aceasta este definiția lui Pavel cu privire la neomarxism și globalizare. Știți, nu cred că găseam o definiție mai eră potrivită decât aceasta. Ioan are și el o definiție în Apocalipsa 18, unde se prezintă o stare a globalismului babilonic în forma următoare. Au ajuns locașul sau patria sau planeta oricărei păsări necurate și murdare. Deci cam asta se întâmplă pe pământ, prieteni. Orice formă bizară de păcat își are locul acasă, pe planetă și este propulsat la nivel de onoare. Suntem aici, se vrea distrugerea noțiunii de om. Apropo, expresii de genul David, nu, vă aduceți aminte când David era pe patul de moarte uh, și îl chemase pe Solomon să-l îmbărbăteze și spunea, fi om, nu? Această declarație îi spunea pe care o transmitea David lui Solomon, Solomon însuși avea să o transmită fiului său, uh, care spunea mai târziu, uh, fiule, concluzia tuturor învățăturilor este aceea de a teme de Dumnezeu și păzește poruncile lui, căci aceasta este datoria oricărui om. Vor fi declarații, de, declarațiile de genul acesta, vor fi declarații criminale, teroriste în, de către, și cei care le vor rosti în continuare vor fi condamnați ca extremiști, fundamentaliști și așa mai departe. Vă imaginați, vor să scoată din vocabularul limbii umane cuvântul om sau cuvântul bărbat. În realitate, uh, Tucker Carlson, unul dintre jurnaliștii de vestiți aici în Statele Unite, a invitat o, mă rog, o profesoară, un, un lector universitar, ce era doamna, așa, uh, la un interviu, uh, o discuție gen roman, capitolul 1. Și Dumneavoastră spunea că. Acest cuvânt bărbat sau om este ofensiv și că trebuie interzis. Legea trebuie să pedepsească pe cei care uh, vor să îl folosească. Adică să scoți în afara dicționarului cuvântul om înseamnă să mergi la vânătoare și de oameni care pronunță cuvântul om și după cuvinte care au rădăcină comună nu cu expresia om, deci distrugi noțiunea de om, distrugi noțiunea de omenie, nu? Ai pus algoritmul om să fie penalizat de robot, internet, etc., atunci vânezi și cuvântul omenie, nu? Cuvântul bărbat. Este de asemenea pe cale de a fi interzis, că nu mai trebuie pronunțat pentru că jignește pe nu știu cine și care va fi pedepsit, nu? Cei care vor pronunța un astfel de cuvânt vor fi pedepsiți. Dar problema este, la fel ca și în cazul cuvântului om, când folosești expresia bărbat, vei vâna automat și cuvântul bărbăție. Dă jos și cu asta. De aceea, dragii mei prieteni, am spus în datele trecute că se produce o mișcare sistematică de distrugere a individului, a bărbatului, prin excelență de demoralizarea lui și eliminarea lui din societate. Există acum în Boston, în San Francisco și în alte locuri în Statele Unite care produc castrări în masă asupra copilașilor de 10-12 ani care au fost influențați sau sub impresia unui mesaj de gen TikTok să duc la spital cu părinții și spun că ei vor să devină fetițe. Aceste spitale fără consens, fără consiliere produc castrări sau mutilări ale trupului băieților în mod irreversibil. Când au fost puși la întrebări și au anulat toată linia de website a spitalului și au dispărut. Dragii mei, haiducii medicali călăresc lumea dacă nu te rezolvă ăla îmbrăcat în alt, te rezolvă ăla altul care e îmbrăcat în negru. Spital sau cimitir? Alte alternative nu mai sunt pentru societatea de astăzi. Implicațiile sunt teribile, prieteni, pentru că produc, după eliminarea unor cuvinte cheie, ne întoarcem la expresii, om, um, omenie, bărbat, bărbăție, vor produce eliminarea din vocabular. Am multor cuvinte care, finalmente, vor avea ca efect mutilarea societății și producerea unei, unei, unui climat de zombi spirituale așa cum spuneam, care sunt descriși de Apostolul Pavel. Și acești zombi spirituali sunt aceia care au ajuns plin de orice neînțelegire orice curvie, de viclenie, lăcomie, răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumne urători de Dumnezeu, obrazni trufași, lăudăroși, nescocitori nesco de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, nemduplecați și fără milă. N-aș fi fost în stare să alcătuiesc o listă atât de bine întocmită ca și Pavel pentru a descrie societatea neomarxistă, societatea acelora care astăzi vor să distrugă umanitatea prieten prin, cum să zic eu, explicații intelectuale, explicații în ghilimele spus științifice, explicații care n-au nimic de a face cu rațiunea și bunul simț. Cuibul formării profesionale a unor astfel de învățători se găsește la, la, la Roma, la club. Adică cum? Păi da, Roma are un club, se numește Clubul de la Roma, care este pepiniera producerii pe bandă rulantă a acestor învățători atât de periculoase, uh, a învăță acestor învățători atât de periculoase, care merg atât de departe încât provoacă mânia lui Dumnezeu împotriva oricărei nelegiuiri acolo la Roma. Este izvorul vinului care se dea cu mai pe la toate universitățile, școlile liceele și, mă rog, a, a, academiile acestei lumi. Eu cred că aceste, această declarație sau de dat la gânduri de șarte reprezintă, dragii mei prieteni, filozofia celor care sunt în clubul de la Roma și nu numai, filozofia acela care, mă rog, conduc această lume. Creștinul autentic care dorește să fie credincios va fi perceput ca cel mai mare criminal posibil. Iată dovezile episcopul de Roma făcea o declarație care mi-e greu să o diger, dar asta este realitatea. Este timpul să realizăm că fundamentalismul profanează și corupe orice crez. Re religiozitatea autentică este necesară pentru a lupta fundamentalismului sau pentru a lupta împotriva fundamentalismului și extremismului în religie. Haideți să ne eliberăm de aceste noțiuni care pe lângă faptul că sunt limitate sunt și distructive și care jignesc numele lui Dumnezeu prin duritate, extremism și toate formele de fundamentalism care profanează prin ură și terorism, destorționează imaginea omului ce se ascunde în spatele acestor cuvinte? eu personal am nu am gustat niciodată fanatismul care în, în fond este rece fără suflet, strâmb este pentru că teologia nu se verifică, deci teoria nu stă în picioare, dacă vreți, și uh, fanatismul este rigid prin natura lui pentru că produce anticaractere sau deformări de personalitate. Un om fanatic nu face niciodată complimente, pentru că este sărac în complimente. E tot timpul nefericit, uh, este tot timpul uh, grumpy sau uh, așa morocănos, pentru că nu e fericit. Și de fiecare dată când se întâlnește cu oameni fericiți, uh, în genere, reacționează violent. Am detestat întotdeauna agresivitatea și mai ales terorismul. Orice persoană normală va repudia astfel de manifestări în societate. Deci nu suntem împotriva unui astfel de text pe care papa l-a rostit. Problema este de interpretare și de aplicație. Problema este uh, uh, în sine, nu la declarație, ci la aplicația ei. Cine este ținta acestor cuvinte? Asta este întrebarea. Când au fost rostite autorul? papa a știut la cine se referă, undeva în adâncul minții lui, sau le-a spus doar așa? Haideți să verificăm. Roma păgână, pe vremuri, Imperiul Roman păgân, numea fundamentaliști pe... și i aruncat în foc la lei pe creștinii care iubeau pe Dumnezeu și Domnul Hristos. Ei erau fundamentaliști. Deci, Imperiul Roman îi numea pe creștini fundamentaliști. De-aia ai milioane de martiri în timpul uh, Romei păgâne. Doi, Roma papală produce o persecuție teribilă și a numit fanatici și extremiști sau eretici, dacă vreți, pe cei care inchiziția le-a tăiat capetele, torturat și omorât în numele autorității bisericii romane și a binelui comun. Deci iată că și Roma papală persecuta tot aceeași clasă de oameni care au creștin, de data aceasta nu erau numiți fundamentaliști, erau numiți eretici. Deci odată ce era se schimbă, odată ce generațiile se schimbă, observați că aceeași persecuție urmează, numai că vocabularul sau narațiunea filozofiei persecuției se schimbă. 3. Iar astăzi, nu? Trecem de la fundamentaliști fanatici, așa mai departe, extremiști Astăzi avem de-a face cu terorismul Fundamentaliștii vor fi în curând de etichetați cre creștinii care luptă pentru adevărul simplu și evident uh, Teroriștii în ghilimele vor deveni aceia care cred că există bărbați pe pământ Dacă crezi că există bărbați pe pământ, uh, ai o problemă Deci David care spunea lui Solomon îmbărbătează-te și fii om, este terorist Solomon care spunea fiului său că păzirea poruncilor este datoria oricărui om și el e terorist la rândul lui, nu? Probabil că tu, ca părinte, ca tată, îi spui fiului tău, îmbărbătează-te și fi om, fi om de omenie. Ei, dacă faci o declarație de genul ăsta, riști să fi interpretat așa. Teroriștii vor fi considerați, considerați prieteni aceia care cred că omul este uh, om și femeia este femeie, tata este tată și mama este mamă. Ăsta este terorismul la ora actuală. Globaliștii sunt atât de obsedați de a elimina cuvântul de tată și mamă, că până și Dumnezeu devine terorist în mintea lor bunlavă. Dumnezeu este xenofob, rasist și toate cuvintele noi pe care le-au inventat pentru a persecuta. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus în lege porunca cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul. Iată, Dumnezeu e terorist că... A făcut bărbatul tată și pe mama, pe soție, mamă. A spus tata și mama, ai greșit, gata, ești declarat terorist. Sau dacă vreți, declarația din, din Leviticul 19 cu 3, tot Dumnezeu o face, spune fiecare din voi să cinstească pe mama și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Acestea sunt declarații teroriste. După, mă rog, legea sau percepția sau filozofia globalismului sau elitei de la Roma. Acești oameni merg împotriva la ce este sfânt și drept și cu inima lor întunecată sufocă adevărul sau um, um, stinge uh, adevărul în nelegiuire. Și în final, bineînțeles, extremiștii care, uh, care trebuie să eliminați vor fi aceia care vor crede că cerul este încă albastru, că 2 plus 2 încă fac 4 și că frunzele pomilor sunt verzi vara, așa cum spunea marele filozof creștin Chesterton. Dragii mei prieteni, după papa, Isaia, care spune la lege și la mărtur mărturie, este fundamentalist. Ioan Botezătorul care spune nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta aproape lui tău atâta vreme cât ea este în via el este în viață, este perceput după dicționarul papei ca extremist. Pavel care spune că cei ce trăiesc în patima scârboasă a sodomismului sunt lăsați în voia firilor blestemate este definit ca terorist. Iată, Isaia e fundamentalist, Ioan Botezătorul este extremist, Pavel este terorist. Dragii mei, Citiți uh, uh, cartea The Church of Spies, Biserica, uh, biserica Spionilor uh, sau The Rulers of Evil, uh, conducătorii răului uh, și veți vedea de unde vin toate aceste învățături. Roma este promotoarea idolatriei prin definiție. În fapt, dacă vă uitați în catechiz, porunca a doua privitoare la statui, imagini, mă rog, sau icoane, este scoasă din cele 10 porunci și ca urmare a 10 -a poruncă cu privire la poftă este împărțită în două pentru a păstra numărul de 10 ca să dea bine la ochi, unde ca locul nouă porunci ar arăta ca un motor în trei pistoare, nu-i așa? Și pentru că Roma a avut aceeași strategie neschimbată mereu, folosește grandomania ceremoniei și a statutului diplomatic pentru a complexa și intimida omul de rând cel neștiitor sau neavizat. De fapt, Roma, are prieteni o istorie în ceea ce privește practicile sodomitice sau so, 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 de tip Sodoma. Sunt mărturii care nu mai contenesc a foștilor copii abuzați, violați, care nu încetează să apară pe la televiziune, pe ziar, scandal după scandal, proces după proces, aproape ca săcătuit financiar Biserica Civilă a Romei în Statele Unite. Nu numai aici, bărbați în haine sacerdotale, pe patul de moarte, bolnavi de sida, mărturisesc această practică menționată de Pavel în Robani, care evidențiază cât de reală este legătura între cauze și efect. Nu? Să mor de bolnav de SIDA ca preot și să mărturisești că din cauză că, mă rog, ai practicat ce ai practicat. Idolatria este cauza, prieteni. Efectul este sodomia. Dacă vă scapă ideea, vă rog, citiți din nou capitolul 1 din Romani. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, nu? pentru că au făcut aia, Aia era cauza, iată efectul. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor ca să-și necinstească singuri trupurile. Pentru că au transformat pe Dumnezeu într-o icoană, nu? Dumnezeu i-a lăsat să-și necinstească propriile lor, trupuri. Prieteni, se pare că biserica medievală sau în biserica medievală a existat o predilecție spre idolatrie și sodomism. Chiar recent au transpirat pe surse alegații sau presupuneri cu privire la scandaluri și practici sodomite care au făcut să curgă multă cerneală cu privire la ce se întâmplă dincolo de zidurile înalte ale Romei. Știți, nu înțeleg o idee. Dacă Roma se declară autoritatea morală a lumii, Pavel spunea că un creștin este o evanghelie deschisă, citită de toți oamenii. De ce ar avea Roma nevoie de ziduri, nu numai la Vatican, dar peste tot în genere? Dacă vrea binele omenirii, de ce are nevoie de ziduri? De ce nu pune un parc, niște brăduți, iarbă verde și toată lumea să poată veni să citească în papalitate ca într-o carte deschisă? Nu? De, ce, de ce e nevoie ca un creștinism atât de nobil și frumos? cum prezintă papalitatea public, să fie închis a stupat de zidurile alea înalte, militari cu, mă rog, cu puși, cu rifles, cu ce fi. De ce? Pavel spune, creștinul nu are secrete. Creștinul este o epistolă vie pe care o poate citi toată lumea. Mi se pare că există o discrepanță între pretenția de fidelitate, consacrare, moralitatea Romei și zidurile cu care Dumnezeu ei se înconjoară pentru a fi protejată de lume. Sigur că în astfel de situații, credibilitatea Romei care se vrea a fi tutor, tutorele moral a lumii este foarte scăzută, nu? Germaniei nu i s-a mai dat voie să posede arme după genocidul lacărilor de concentrare, pentru că nu se mai putea avea încredere într-un sistem de genul acela, nu? Nazist. Dar dacă aceasta este corect, mă întreb, de ce Roma mai are totuși în și dreptul la autoritate morală să spună să conducă lumea, când Evul Ev Mediu este plin de sânge uh, și de oameni vinovați, martiri fără număr, care au fost exterminați de această mașină de tortură care se numește Roma Evului Mediu. Mă întreb, de ce nu îi se pune o, o piedică acestei entități care, din fericire, a căzut la testul moral și nu mai poate învăța pe alții, nu? Nu s-a mai găsit nicio entitate pe pământul acesta ca să aibă întâietate sau locul de cinste să fie locomotiva morală a lumii în afara Romei sau Vaticanului? Pentru că tot am vorbit de Cazacstan săptămâna trecută, vreau să fac referire la o declarație făcută de unul dintre cei mai proeminenți cardinali prezenți la acel meeting, care spunea totuși, zic eu, că, bă, băi, hai să pune piciorul pe frână după dialogul Papei, zicând scopul întâlnirilor. Spunea cardinalul: Scopul întâlnirilor de a promova armonie și pace au fost bune, dar se poate adăuga faptul că există un pericol ca noi, Biserica Catolică, nu ar trebui să apărem așa pur și simplu ca una dintre multele religii ale lumii. Noi suntem singura religie adevărată în care Dumnezeu poruncește ca toți oamenii să creadă. Nu există o altă cale de salvare, spunea bishopul de Astana. Deci, până la urmă, cum reconciliem declarația acestui om important din biserică cu declarația papei despre fundamentalism? E ce spunea papa? Este timpul să realizăm că fundamentalismul profanează și corupe orice crez. Religiozitatea autentică este necesară pentru a lupta împotriva fundamentalismului și extremismului în religie. Declarații de genul noi suntem singura religie adevărată, uh, nu există altă cale de salvare, uh, nu sunt acestea declarații care apar în contradicție sau cel puțin ar putea fi etichetate ca fundamentalist. Nu? După raportul de crime comise și recunoscute de către părțile implicate în evul mediu, stau și mă întreb cât de departe poate merge pretențiile acestei instituții? după atâta amară și durere provocate în viața multor tineri. În Apocalipsa ni se spune, prieteni, ceva foarte straniu. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucegașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Apocalipsa 22, cu 15. Dacă puneți degetul pe cuvântul câinii, afară sunt câinii, puneți cuvântul pe câini și săriți, afară sunt... Uh... Frăjitorii, curvari, ucigași, închiriatori la idol și oricine iubește minciunea și trăiește în minciună, nu? Se pare că nu avem nicio problemă de interpretare a versetului. Că e clar că acolo e vorba de oameni, bărbați și femei, care sunt acuzați de Dumnezeu de practici nelegiuite care, mă rog, bănuiesc, sunt prezentate în ordinea hidoșeniei lor, mă gândesc eu. Vrăjitoria, curvia, uciderea, închinarea la idol și ultima este cel mai ieftin păcat sau cea mai ieftină nelegiuire, minciuna. Problema care o avem aici este cu privire la Prima referință, afară sunt câinii. Personal sunt un iubitor de animale, locuiesc la țară într-o zonă de munte și ne mai vizitează cât un moș Martin, un ors, din când în când. Am doi câini ciobănești care se, sunt foarte credincioși altfel, îi iubesc foarte mult, ne purtăm frumos cu ei și așa mai departe. Câteodată, știți, apropo de câini, Dumnezeu mai dezleagă câte unul dintre ei ca să-i caut printre vecini. Ce credeți? Dumnezeu trimite câinele exact la vecinii cu care, din motive terțe, nu i-am cunoscut sau n-am avut posibilitatea să mă întâlnesc, ca să mărturisesc credința despre Domnul Hristos. Primesc câte un telefon, domnule, vino și ia-ți câinele, uh, numele lui este Tony, uh, mă duc la vecin să descoper că Dumnezeu vrea să le spun despre Domnul Hristos la de și despre venirea lui. De fiecare dată când Dumnezeu vrea să mă întâlnesc cu anumiți oameni din zonă, dădea drumul la un câine de-al meu și întotdeauna ajungea la un alt vecin. Mi-a fost foarte greu să-mi explic uh, de ce face Dumnezeu treaba asta, până când ne-am dat seama că. A, vecinii noștri sunt la câte jumătate de kilometru distanță unii de ceilalți Pentru că zonele sau parcelele de pământ sunt foarte mari E o zonă de fermă, zonă de agricultură Și oamenii vecinii sunt foarte, casele sunt foarte distante Și totuși Dumnezeu când eu uit îmi zice Hai că trimit câinele ca să vorbești cu cineva Că ai uitat să faci lucrare misionară astăzi Și uite așa Dumnezeu dezleagă câinele de fiecare dată Când trebuie să fac puțină lucrare misionară Cu un om um sau un vecin pe care nu l-am văzut niciodată Acum, mă reîntorc la câini, mi sunt foarte dragi. Povesteam copilașului băiatului meu, care astăzi e mai înalt ca mine, că când era mic, am dat de versetul ăsta biblic și m-a întrebat, tati, dar de ce nu vrea Dumnezeu să primească în împărăția lui pe câini? Mi-a fost foarte greu să explic băiatului meu de ce Dumnezeu nu vrea să primească în împărăția lui pe câini, când lupul va fi acolo și leul la fel. Jordan, băiatul meu, și-a dacă lupul vine acolo și lasă Mă întreabă fiul meu, doar lupul era mai rău ca și câinele. Și dacă Domnul vrea să lase pe unul dintre ei afară, trebuia să lase lupul afară și să intre câinele, că tot în neamul ăla sunt, nu? Acum, sigur că întrebarea de baraj vine când Dumnezeu pune pe câine, înaintea vrăjitorilor, ucigașilor, mâncinoșilor, curvarilor, pe câini îi are Dumnezeu în vedere, dragii mei? Sau este vorba de un păcat atât de oribil că, practicat, practic îl face pe om sau pe femeie, ce fi această ființă sau persoană, să-și piardă elementul de umanitate. Credeți că e vorba de câini sau oameni care sunt vinovați de un comportament suburban? În contextul acesta din Apocalips, capitolul 22, prieteni, fie că e vorba de un câine, care în cazul meu Dumnezeu îi dă drumul ca să vestesc Evanghelia, spune, bă, du-te și predică și împărtășește cuvântul Lui Dumnezeu cu oamenii, cu vecinul ăla, fie că dă drumul la măgarul lui Balam, care îi vorbește prin animal, băi, Balame, vinoți în fire, orice animal ar fi. De ce ar da Dumnezeu afară din împărăția sa câinii, mai ales că femeia cananeancă apelează la Domnul Hristos, identificându-se pe ea cu un câine care pretindea intrarea în calitate de câine în Harul lui Dumnezeu. Iată contextul. e pentru prima oară când avem o referință că un om este asociat cu un câine, ca figură de stil. Matei, capitolul 15, versetul 22 la 28. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței, în referință cu cererea cananengei, nu? Răspunsul dumnea ei, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Femeia acceptă să se identifice cu un cățel, dacă așa poate să intre în împărăția celor. Vă dați seama câtă umilință. Atunci noi ne întrebăm din nou cum Apocalipsa câinii nu sunt primiți de Domnul Isus și în această circunstanță reală, un alt câine, în ghilimele, nu, Uh, poreclit câine, uh, este primită chiar lăudată pentru credința ei. Când uh, Domnul Hristos a auzit declarația de umilință a acestei femei, Doamne Iisuse, dacă, să, dacă, voi fi primită de tine în împărăția ta cu statutul de câine, eu, eu sunt bucuroasă ca să vin să intru, să accept să fiu câine. Când Domnul Hristos a auzit declarația asta, atâta l-a mișcat pentru că intenția dialogului a fost să miște uci, uh, 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 inima în pieteta ucenicilor, nu inima Domnului Hristos. Domnul Hristos o iubea pe femeia asta, ca pe toți oamenii. Dar l-a mișcat atât de mult răspunsul ei și a spus: O, oh, femeie mare este credința ta, facă ți se cum voiești Singura soluție care ne-a rămas la dispoziție după această discuție este să concluzionăm că sunt câini buni care intră în cer sau oameni. Care sunt etichetați ca și câini și care intră în cer pentru că acceptă harul Dumnezeu, și probabil că sunt și câini răi, adică oameni răi, care refuză harul Dumnezeu și care nu vor să intre în cer. Iată discrepanța vizibilă, uh, care o găsim în 1 Samuel, capitolul 17, acolo unde se bate David cu Goliat. Uh, ei se luptă și, la un moment dat, Goliat, în versetul 43, spune. Uh, se pune pe el într-o judecată de cercetare, nu? Filisteanu a zis lui David, ce sunt eu, câine, de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezei lui, a, mă rog, a început lupta. 1 Samuel 17, cu 43. Ce sunt eu, câine, de vii la mine cu toiege? Iată pe Goliat își face și el o examinare, o cercetare personală. În această instanță îl avem pe Goliat care se identifică cu câine Și o avem pe femeia Naneantă care se identifică și ea pe sine cu un câine Sigur că de data aceasta îl avem pe Goliat care este un câine care bleastămă pe Dumnezeu Sigur, un câine care bleastămă pe Dumnezeu, un Goliat un, 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 un câine de gen Goliat care bleastămă pe Dumnezeu, nu intră în cer nu? Deci cum rămâne cu excepția afară sunt câinii? Ne întoarcem la text și de ce începe erata acestor păcate, din capitolul 22, cu câinii? Câinii și nu începe cu ceilalți, cum ar fi vrăjitori, curvari, mincinoși, etc. Oare pe câine avea în vedere Domnul sau o practică repudiabilă care îi face incompatibil pe oameni pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru noțiunea de om? Se pare că aici apare pentru prima oară termenul de câine, uh, care este folosit pentru a simboliza omul din afara elitei sociale. Știm cu toții că poporul evreu considera pe cananiți ca fiind o subrasă sau, mă rog, o altă specie, numai oameni nu. Deci ne reîntoarcem la Roman, capitolul 1, unde Apostolul Pavel clarifică de, de, cea, de, aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurățiilor să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărul Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Prieteni, este posibil cumva ca practicile sodomite să fie scăpate din vedere în enumerarea păcatelor în Apocalips 22? Sau s-ar putea ca aceste anomalii comportamentale să fie asociate cu termenul figurativ, care uh, este asociat cu expresia afară sunt câinii. Știți, în Vechiul Testament, o femeie care avea o relație nelegitimă era totuși considerată o ființă umană, dar un prostituat, nu? Uh, un bărbat prostituat, care se încadra în descrierea lui Pavel sau practica ceea ce Pavel prezintă în Roman, capitolul 11, pierdea chiar privilegiul de om. Și atunci, cumva, mă gândesc că Biblia conduce la ideea afară sunt câinii, cred că are de a face cu tristele anticipări profetice menționate în capitolul dedicat științei și mișcărilor de, mișcărilor de tip Sodoma. Biblia ne spune, orice răsad pe care nu l-a sălit tatăl meu, ceresc, va fi smuls din rădăcină. Matei 15 cu 13. Răsadurile de neghină vor fi smulse. Teologiile false și corupția morală, justificată prin gimnastici teologice și științifice, vor fi dovedite ca minciuni. Într-o zi, adevărul își va dovedi forța, prieteni, în fața minciunii. Într-o zi, lumea va fi convinsă când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ioan 16 cu 8. Nimeni nu va spune, Doamne, n-am știut. Orice răsad pe care tatăl meu l-a sădit va fi smuls din rădăcină. Cuibul formării profesionale a unor astfel de învățături care vine de la Roma, uh, și care este de fapt pepiniera producerii pe bandă rulantă a acestor învățături atât de periculoase, care merg atât de departe încât provoacă mânia lui Dumnezeu împotriva lucrurilor nelegiuiri, va genera a doua revenire a Domnului Hristos. Ca și concluzie, al acestui subiect pe care l-am avut la dispoziție, aș vrea să vă spun foarte clar, să pun în antiteză două versete interesante. Versetul din Roman, capitolul 1, versetul 18 și versetul din Isaia, capitolul 55, versetul 7. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiviri a oamenilor care nu duce adevărul în nelegivirea lor. Atenție! Pavel nu este legalist, deși aici vorbește de mânia lui Dumnezeu. Uh, Pavel nu este legalist Nu e fanatic și, Ci a provo promovat harul Și mântuirea prin har Așa cum niciun alt urmaș al Domnului Hristos N-a făcut -o. Deci nu-l acuzați pe Pavel ca fiind fanatic extremist terorist Căci el vorbește în toate pistole sale De mântuire prin har Și totuși aici Pavel Trage uh, de hățuri și spune Mânia lui Dumnezeu Se descoperă în cer Împotriva urcărei a lui Dumnezeu Și a urcărei nelegiurii sau călcări de lege ale oamenilor care sufocă, distrug, omoară adevărul în aceste păcate ale lor. Asta este o abordare. Sau acceptăm invitația plină de iubire a Domnului Hristos menționată prin Isaia care ne spune să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el și la Dumnezeul nostru care nu oposește iertând. Când pui cele două Versete în perspectivă, îți dai seama că, pe de o parte, Dumnezeu are această abilitate de a ierta orice om, indiferent de ce a făcut, iar, pe de altă parte, refuzul de a accepta mila și dragostea lui Dumnezeu va genera sau va declanșa mânia lui Dumnezeu, care se va descoperi la sfârșit. Deci, noi, finalmente, prieteni, suntem oamenii care vom hotărâ ce vom face, ce vom alege. Alegem atitudinea lui Dumnezeu exprimată în roman, capitolul 1 și respingem harul lui Dumnezeu cu tupeu și obrăznicie? Sau ne lăsăm copleșiți de dragostea lui Dumnezeu și ne a, a, lăsăm atras atras de dragostea sa și de iubirea sa și venim la un Dumnezeu care va avea milă de noi la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând? Mă bucur să am posibilitatea să las aceste două versete să vorbească conștiinței noastre și fie ca toți aceia care practică astfel de lucruri să se întoarcă la Dumnezeu, să poată să fie iertați, împăcați cu El și uh, salvați pentru veșnicie. E rugăciunea mea fierbinte ca în această seară să putem pleca inima, sufletul și mintea și genunchiul nostru înaintea lui Dumnezeu pentru rugăciune.